Una dintre cele mai mari probleme în pescuitul la metod pentru pescarii începători și nu numai, este umectarea corectă a nadei. Dacă nada nu este umectată corect, în cele mai multe cazuri numărul capturilor scade semnificativ sau, în cel mai rău caz, nu se prinde niciun pește, partida fiind ratată din start. În clipul de astăzi vreau să vă prezint felul în care umectez eu nadele de la Dynamite Baits și aici mă refer la cele 5 modele de bază din portofoliul Dynamite, cele 5 modele de bază pentru pescuitul la metod. Este vorba de F1 Sweet, Marine Halibut, Betaine Green, Amino Original și Red Krill. Indiferent de culoarea acestora, dacă sunt prezente în culoare natur sau în culoare neagră, cantitatea de apă care trebuie adăugată este aceeași, deci în mare, pentru aceste 5 modele de nadă trebuie exact aceeași cantitate de apă pentru a le umecta corect. Pentru a executa cât mai bine această operațiune de umectare a nadei este nevoie de o cană gradată. Acest produs este indispensabil deoarece cu acesta eu măsor tot timpul cantitatea perfectă de nadă și de apă pe care o amestec. Am nevoie de un vas mai mare în care să fac amestecul. Și bineînțeles de o sită, un produs indispensabil deoarece după umectare este absolut necesar să sităm nada. Pentru a vă exemplifica felul corect în care umectez eu nada, astăzi folosesc Red Krill și Amino Original. Am două pungi care sunt deja începute de la partide pe care le-am desfășurat cu puțin timp în urmă. Nu are rost să desfac pungi noi. Așadar, voi folosi din aceste două modele de nadă o anumită cantitate pentru a umecta și pentru a vă arăta toată procedura de umectare. Prima operațiune este aceea de a măsura cantitatea de nadă. Trebuie să specific din start că măsurarea se face volumetric, nu la greutate în gramaj. Ce înseamnă volumetric? Înseamnă că într-un vas care este gradat în litri, voi folosi o anumită cantitate de nadă până la o anumită valoare în litri pentru a putea raporta și cantitatea de apă la acea cantitate de nadă pe care vreau să o umectez. Așadar, vreau să pun în cană gradată o cantitate de 500 de mililitri, adică nadă până la gradația de 500 de mililitri, iar apă pentru volumul de 500 de mililitri de nadă trebuie 250 de mililitri. Deci pentru cele 5 modele de nadă o cantitate de 250 de mililitri de apă este suficientă pentru a umecta corect. Adăugarea apei nu este condiționată de absolut nimic, pur și simplu apa se introduce dintr-o dată peste nadă, se amestecă bine, nu trebuie să vă speriați că devine cleioasă, foarte bine umectată în primă fază, deoarece o amestecați pentru a se omogeniza foarte bine, după care trebuie lăsată 15 minute să tragă apa înăuntru particulelor. După cele 15 minute în care nada a incorporat toată apa în particulele sale, este momentul să o sitez. Practic, pun nada pe o sită și încet, încet o sitez folosind o sită de, cu ochiuri de 4 mm, o sită de la Dynamite Baits. Iar cu răbdare, nada se apasă în sită să treacă prin ochiurile acestea. Astfel, toți cocoloșii sau părțile mari de nadă care au rămas compacte se sparg, iar nada devine pufoasă, fiind perfectă pentru folosit la metod. În acest moment am o nadă ideală, deci încă o dată repet, la un volum de 500 de mililitri de nadă am utilizat 250 de mililitri de apă. În continuare, este foarte important ca încărcarea metodului
să se facă gradual în funcție de adâncimea apei. Personal, când am ape mai puțin adânci, încarc metodul superficial cu nadă, nu o presez înăuntru și apoi presez în matriță metodul o singură dată, astfel nada nu este foarte strânsă, nu este foarte colată, iar timpul de desfacere va fi până în 2 minute. Iar dacă am nevoie să pescuiesc la ape mai adânci de un metru, pur și simplu, în momentul în care încarc matrița, mai apăs nada în matriță, iar metodul îl presez foarte bine, având astfel un metod foarte compact, cu o nadă foarte bine presată, nadă care se va desface în intervalul de 5-6 minute, sau, dacă este presată mai tare, chiar și la un interval mai mare de până la 8-9 minute. Presez nada foarte tare în momentul în care am adâncimi de peste 5 metri, dar în general, cum lacurile din zona noastră nu au adâncimi mai mari de 3 metri, presez nada ca să mi se desfacă undeva în jur a 5-6 minute. Acum, pentru a exemplifica același procedeu de umectare, folosesc și nada Amino Original, pe care, așa cum am spus, o introduc în vasul gradat până la nivelul de 500 de mililitri. Introduc 250 de mililitri de apă. Pun apa peste nadă și amestec. Și este foarte important de menționat faptul că anumiți pescari mai experimentați folosesc câteodată o cantitate mai mică de apă decât cantitatea ideală, în cazuri în care nu pescuiesc la adâncime mare, în ape foarte adânci. Acest lucru permite ca nada să se desfacă foarte repede din metod. Acest lucru se poate aplica atunci când se face un pescuit de viteză, atunci când prezentările vin până în 2-3 minute, iar nada din metod trebuie să se desfacă foarte, foarte repede. În acele situații, de obicei, eu introduc 200 de mililitri de apă la 500 de mililitri de volum de nadă, pentru a face ca nada să se desfacă mult mai repede pe substrat. Așadar, acesta este procedeul ideal pentru mine de a umecta cele 5 modele de nadă de la Dynamite Baits pentru a le utiliza în pescuitul la metod, iar pentru acest lucru reamintesc că am nevoie de un vas gradat, de sită și de recipientul de amestecare. Aceste 3 produse sunt indispensabile. Sita, găsindu-se în portofoliul Dynamite Baits, la orice magazin distribuitor al produselor Normal Sport, la fel și recipiente imprimate cu logo-ul Dynamite Baits, iar cănile gradate le puteți lua din orice magazin de specialitate, deoarece sunt extrem de ieftine, este vorba de câțiva lei.